Neața, bună dimineața! Sezonul 5 România văzută din tractor mi-a adus experiențe dintre cele mai inedite. Doar dacă mă gândesc că în cele 46 de zile de traseu și vizite prin ferme am condus 39 de tractoare diferite, iar faptul că am putut urca în tractoarele fermierilor să iau lecții chiar de la proprietarii lor, să le simt pe șosele și în câmp, a fost o reală experiență de drive test. O oprire a fost însă spectaculoasă. În localitatea Vârtoapele, județul Teleorman, am fost invitată să mă plimb cu jucăria unui puști de 14 ani, care la vârsta asta face banii lui, ajutându-i pe mecanizatori cu un tractor John Deere 8RX șenilat. Când am fost dusă până în hala unde era parcat, mi s-au cam înmuiat picioarele. Nu mă speriau manevrele de condus pentru că, trebuie să vă spun, cu cât tractoarele sunt mai sofisticate, cu atât sunt mai inteligente, iar manevrarea lor este mai facilă. Deci, nu asta mă speria, ci gabaritul, pentru că ochiul are nevoie de timp pentru a se obișnui cu dimensiunile și cu aprecierea distanțelor, iar pe șosea nu e loc de joacă. Știam că de jos, ca pieton, întotdeauna perspectiva e alta, așa că am urcat în cabină. Este primul tractor pe care îl văd că are inclusiv covoraș, adică să ai tot confortul. Cred că ai putea să conduci cu picioarele goale, Cătălin, nu? Așa se și conduce, da. Așa se și conduce, da. Am intuit bine, înseamnă. Este ca și când am fost primită în casa omului aici, în cabina asta. Cătălin, te invit alături de mine. Da. Trebuie să-mi reglez scaunul, dar imediat ce dăm drumul la motor, nu? Putem să reglăm scaunul și acum. Stai, caut un loc să-mi pun telefonul, am găsit. Apăsăm acolo pedala cea mică. Așa, ca să reglăm... Așa. Cam așa, ca să am și vizibilitate, e ok. S-au poziționat? Așa. Cam așa? Da. Bun. Scaunul, avem aici mai multe comenzi. Da, cred că trebuie să-i punem contactul. Și funcționează fără contact? Nu. Așa, avem afișajul pe stâlp. Puteți să reglați cum doriți, avem aceleași comenzi ca și la o mașină. Da, testați-vă cum mi-ar fi mai bine. Potarul aș putea să-l dau puțin mai în față? Sigur, că dacă încerc cum să vedem unde avem spătarul. Ala avem aici. Așa. Avem tot ce trebuie. Am găsit, Denis. O să povestim și cu tine, da? Pregătit? Bine. Este în regulă? Da, e în regulă, adică îmi doream să pot sta sprijinită cu spatele. Impresia de pe acest scaun este că cineva te-a așezat la etajul 1 și de la înălțimea aceasta trebuie să pilotezi o uzină imensă. Aveam totuși un sentiment de siguranță avându-l pe Cătălin alături de mine, calm, liniștit, cum era, mi-a inspirat și mie încredere. În plus, faptul că ai în permanență vizibilitate 360 de grade îți întărește sentimentul că deții controlul. Trebuie să apăs pe angres. Cabina este foarte, foarte spațioasă, luminoasă. Câte ore are? 584. 584. Ok. Acum, la plecarea de pe loc, hai că... Nu, stai puțin, inversorul ăsta este? N-avem inversor. N-avem inversor? Da, numai de aici. Așa. Aici în față și când călcăm ambreiajul. Stai. Ambreiajul. Și îi dăm aici. Și acum... Deci aici pe plus ar fi înainte și aici înapoi? Exact. Aici pe tura asta înapoi? Nu. Sau aici? Aici le luăm și aici le dăm. Aici avem mașinile, aici avem parcare. Acum putem să dăm drumul ușor la ambreiaj și pe drumul acolo. Ok. Super. Aici avem accelerație. Da, știu. Un singur termen de comparație aveam. Alte două tractoare, mărci diferite, pe două șenile, conduse anterior. Însă, imediat ce l-am pus în mișcare, ideea de șenile pe care o aveam a dispărut instantaneu. Vă rog, credeți-mă, modelul acesta de John Deere 8RX de 410 cai putere cu 4 șenile nu este deloc greoi. Așa, văzut de la distanță, pare o jucărie drăguță, dar motorul de 9 litri cu cei 410 cai putere este forță și poate multe, iar la o adică există un supliment de putere. care poate fi activat în condiții dificile. Cât avem de mers până la câmp? 2 km. Da, puțin. 10 minute max. Bun, putem să accelerăm un pic. Nu? De aici? Doar de aici merg? Și de aici merg. Spinul trebuie. Aha, e un power shift, exact. Nu? Exact. Perfect. Treapta 10, bun. Hai că până ieșim în stradă mergem încetișor, nu ne grăbim acum. Vreau să mă bucur de experiența asta cât mai mult. Ești comod pe scaunelul acela? Da. Da. Nu-i ca și în scaunul de Nu, știu, tocmai de asta întreb. Wow. Deci nu se simte faptul că ești pe șenile. Asta este spectaculos. Da, cabină cu suspensie și... Da, da, da. Cătălin, hai să povestim un pic despre afacerea voastră. De când lucrezi în agricultură? E o activitate de tradiție în familie sau tu ai fost inițiatorul? Nu chiar. Împreună cu tatăl meu. Nici tatăl meu nu este un inginer agronom sau să fi lucrat în domeniul ăsta. L-a făcut cu totul și totul altceva. În 98 am luat primul tractor, în 65, în care am început să facem prestări, servicii. La început atunci, bineînțeles, tatăl meu, eu eram mai micuț. Da. Am început și eu să-l mai ajut prin 2000. Așa. Să-l mai ajut puțin. 2001 am mai luat încă un tractor din acela mic, un 650. Da, cele pe care le-am văzut la voi în curte. Da, tractoarele le avem și acum. Funcționale. Funcționale și tot ce trebuie. Așa. Iar în 2006 am înființat societatea agricolă în care am început să arendăm teren. Cu ce suprafață ați început? Am început cu o suprafață de 200 de hectare, 150-200 de hectare. În arendă? Arendă, în 2006. Așa. De la an la an am început să arendăm teren. Și am ajuns astăzi la o suprafață de 1150 de hectare. Adică o fermă adevărată. Da. Împărțit pe 3 societăți. Da. Terenul. Și tot așa, doar o suprafață în arendă sau ați luat în proprietate? Avem și proprietate. Cât este al vostru? În jur de 300 de hectare. 300 de hectare și restul în arendă. Super. Cât a mers pe șosea, am mai remarcat ceva la acest tractor. Faptul că are capota îngustă, iar asta te ajută să apreciezi lățimea benzii de circulație și devine chiar un punct de reper pe timpul condusului, când permanent stresul meu a fost să-mi mențin tractorul pe banda de circulație. Despre confortul meu vorbesc imaginile foarte stabile ale camerelor, apoi pentru faptul că nu m-am legănat prea mult în scaun, m-a făcut să mă simt ca în fotoliul unei mașini. Astea sunt impresiile mele ca șofer, însă pentru fermieri e important de știut că modelul acesta, 8RX, este stabil în condiții de rampă, pantă și teren înclinat, ceea ce este un atu remarcabil la un asemenea gabarit. Așa, v-ați dotat, bănuiesc că la suprafața asta, gata, ați trecut la tractoare de capacitate mare. Fiecare an achiziționăm 1-2 utilaje noi, indiferent că ar fi plug, tractor, remorcă. În fiecare an, acum le-am cam apropiat, nu mai avem nevoie neapărat să luăm ceva decât să le mai schimbăm, să le îmbunătățim, ce s-au mai învechit, ce... Mai schimbăm parcul, cum s-ar zice. Da, da, da. Putem să ne plimbăm mai mult, nu? Mai mult cât povestim noi, că îmi place mult de tot. Îl simt cum te pliază așa pe profilul solului. Se simte din cabină, foarte interesant. Parcă ar fi articulat. Nu știu, nu este articulat. Nu e articulat, dar așa se simte sub mine, parcă se mișcă. Seria 9000. Wow, ce tare e, deci experiența este unică. Îmi place mult. Ce v-ați dotat? Că aș vrea să vorbim despre dotările astea, să vedem dacă avem de-a face cu o fermă modernă. Da, sigur că da, avem utilaje John Deere dotate cu AutoTrac, semănători de precizie, bun. Faceți cartare agrochimică? Încă nu. Urmează. facem și tractare. Lucrați cu hărți satelitare? Da. Deci totul este monitorizat? Sigur. De sus, aveți aplicații, urmăriți totul? Sigur, avem aplicații pe telefon, da. Pe telefon urmărim. Câte tractoare aveți? 6 tractoare, John Deere. Da. Ce capacitate? Începând de la 100 100 de cai până la 410. 410 cel mai mare, da. Ăsta pe șenile e cel mai mare. Acesta e cel mai mare. Și e ultimul achiziționat, cel mai nou? Nu, avem unul mai nou, un 6155, care a venit anul acesta. Urmărești să ai ultimele tehnologii, adică încerci să ții pasul, să aduci fermă tot ce e mai nou? E un pic cam greu. Îmi închipui cât costă un monstru de ăsta? În jur de 400.000 €. 400.000. Și cam cât timp reușești să-l amortizezi? Nu știu exact. Undeva 5, 6, 7 ani. Hai să spunem că... de la an la an, depinde de prețuri. Aduce, da. Am avut la prețuri de la 1800 tona astăzi la 900. A scăzut la jumătate. Într-adevăr, îngrășămintea și motorina au scăzut, dar inputurile nu. Da. Și pentru că am ajuns cu șenilele pe pământ, unde, credeți-mă, este în elementul lui, senzația este că ai pernițe în loc de șenile. Toate camerele montate pe tractor demonstrează faptul că se pliază fantastic pe sol și nu se simte nicio denivelare. Pentru mecanizatori, acesta este un aspect important, dar trebuie să menționez cel mai mare beneficiu adus de acest echipament solului. Șenilele, prin distribuirea optimizată a greutății, exercită o compactare mai scăzută a solului față de tractoarele pe roți. Se spune despre acest tip de tractoare că pot intra mai devreme pe teren și pleacă mai târziu, pentru că, da, pot lucra când alții sunt condiționați de vreme. Să spunem că avem dreapta. În dreapta avem rapița și în stânga grâu. În stânga avem ceva grâu, nu este grâu, următorul. Deci avem rapița, acolo avem orz. De fapt, de aici, de la drum, încolo este tot terenul. Mama, să vezi așa până la orizont, să fie terenul tău și să știi că aduni roadele. Aici pe partea stângă avem porum. Da, se vede puțin porumul. Bine, la vremea asta este foarte mic. Care este, de fapt, structura culturilor? Hai să vorbim puțin de suprafețe. Lucrăm mai cultură mare. Da. Grâu, orz, rapiță, floarea solului, porum și ceva lucernă. Și ce cultură deține ponderea? De obicei, grâu. Și grâu cât aveți la momentul ăsta? Anul ăsta avem undeva la 600 de hectare de grâu, 300 de hectare de rapiță, 250 de floarea soarelui, 50 de porum. Trecem acum peste niște denivelări, hai să spunem așa, niște șleauri, dar nu se simt absolut deloc și tractorul știe să meargă singur. Da, putem să mergem și puțin mai repede. I-am dat pe treapta 16. Câte trepte are? 18. Este o viteză cam mare. Totuși mergem pe niște denivelări. Am putea să simțim o... Și acum avem și o vale mai adâncă. Da. Provocare, ia să vedem cum se simte să lucrez pe dealurile astea. Da, pe aici lucrează acest utilaj, adică avem și ceva... Exact pe zona asta, nu? Da. Aș vrea să nu încetinesc, să vedem dacă poate duce dealul ăla din față, dar cred că o duce bine, mersi. Ce teren roșu aveți? Foarte curios, n-am mai văzut până acum. Nu avem un teren foarte productiv, avem un teren de mijloc, zic eu. Nu este nici cel mai bun, nici cel mai prost. Într-adevăr, aici avem o zonă unde este un teren mai roșu, mai slăbuț. Dar avem și terenuri mai bune. Am trecut peste un poduleț, un podeț foarte îngust și urcăm un deal. Oricum, peisajul este foarte frumos, adică să lucrezi pe zona asta, mi se pare Da, eu petrec foarte mult timp aici. Sunt convinsă. Mai conduci și tu tractoarele? Foarte puțin, tractoarele mai puțin. Câți mecanizatori aveți? 7. E suficient la ce aveți voi? Fac față. Da. Dacă ferma este dotată cu utilaje puternice, și duc. Exact. Într-adevăr, dacă nu aveam utilaje, era mult mai greu. Tractorul ăsta la ce îl folosiți? La ce lucrări? Cu acest tractor scarificăm, arăm și puțin semănat. Puțin. Încă faceți arătură? Da, da, da. Noi încă mai arăm. Am văzut că foarte mulți colegi. Tendința este spre no-till sau strip-till. Au spus arăturile din programul. De ce nu ai făcut-o încă? Încă nu sunt convins. 100%. Care sunt argumentele tale? La idee așa? Dar, nu știu, nu rămâne așa cu terenul curat, nu știu, după o arătură afrânat, curat, mie așa îmi place să lucrez pe terenul. Mergem să vedem ce cultură propui. Avem rapița, floarea soarelui, și rapița. Și grâul în capăt, putem să ne oprim. Da, apoi mergem exact acolo la intersecția unde avem 3 culturi. Da. E bine? Da. Să oprim acolo. Da. În dreapta avem floarea soarelui. Dar pe ce mizezi? Adică ce sper să-ți aducă cel mai mare profit anul acesta? Rapița? Da. Am și contractat. Da? Da. Lucrezi cu contracte future? Sau? Da, da, da. Numai? Ce vând la campanie, aș prefera să fac contracte futures, iar ce rămâne nevândut la campanie să depozitez. Păi și care este ponderea? Cât la sută din producție merge pe contracte? A, 50-50. Da. Avem nevoie și de bani în vară. Da, corect. De-aia prefera să o vindem. Adică e mai predictibil așa. Da. Vindem jumătate din cantitate, să fim siguri. Și la ce preț ai contractat rapița? Avem 3 contracte. 2,3, 1,82 și 1,68. Și în condițiile astea vă recuperați investiția? Da, da. Dacă vorbim de performanțe productive, așa un record la nivel de fermă, pe ce ați avut? Noi nu avem o zonă foarte bună pentru porumb. Porumbul nu este adaptat aici la noi. Dacă nu ai un sistem de irrigat să poți să uzi, porumbul nu ține. Nu. Cu floarea soarelui, într-adevăr. Ai faceți treabă. Da. Bine, dar vreau să știu care a fost cea mai mare producție la rapiță, la grâu? La grâu, să zicem, undeva la 8500. 8500, ok. Și cel mai bun an, din punct de vedere agricol, să zic că a rămas așa de referință pentru voi? Pentru mine și anul trecut a fost un an bun. Da? Da. Super. Deși a fost secetă. Da, eu am fost mulțumit. Și anul ăsta pare mai bun decât anul trecut? Anul acesta, eu zic, arată mai bine decât anul trecut. Oh, înseamnă că... Vorbim de producții, de câmp. Pentru Cătălin Gârdoc, anul 2022 a fost unul bun, dar și 2023 a fost la fel de bun. Chiar înainte de a încheia editarea video acestei emisiuni, am primit un update cu producțiile. 6.000 de kilograme la grâu, 6.500 de kilograme la hectar la orz, 3.500 la rapiță, 3.300 la floarea soarelui și 8.000 de kilograme la hectar la porumb. Mai mare, putem să băgăm aici în dreapta. Ce pe colți? Lăsăm așa? Da. Ok. Îl punem pe partea. Foarte interesant, este primul tractor fără inversor și cu schimbătorul ăsta, adică ți-a mai scos o... Da, este mai comod. Operațiune. Așa decât cu inversor. Da, păi practic ai în consola asta tot ce-ți trebuie. Înțeleg că aici, pe butoanele astea, sunt niște shortcut-uri, nu? SCV-uri, da. SCV-uri ce înseamnă? Adică tot ceea ce agăți în spate ca implement. Implementul, comenzile. Comenzile pentru implement. Și în rest, asta e parte de atmosferă, să spunem, nu? Casetofon. mă rog, radio, lumini. Uite, n-am aprins girofar. Girofar, da. Ei, am ieșit pe șosea fără girofar. Ai aer condiționat, tot ce trebuie. Ce mai are în plus? Aici sus ce este? Trapa asta. A, un spațiu de depozitare. Da. Frigiderul care este aici. Frigiderul e aici, în spate. Da. Ok, da. Întotdeauna întreb la final cum se vede România din ferma voastră, da. Acum chiar cum se vede din tractor, că e super. De la capul locului, cum să zice. Da, da. Dar cum se vede din perspectiva ta, ca fermier, ca român, cum vrei tu? Nu știu, agricultura, părerea mea, în ultimul timp, este pe un tren ascendent. Cu perspectivă. Cu perspectivă, exact. Și cine se ocupă de agricultură și se ocupă într-adevăr și face și treabă, va avea un viitor bun. Da, eu tot timpul am fost optimist. Într-adevăr, mai stau de vorbă cu colegi de-ai mei, care tot timpul se vaită. Se plâng, nu? Se plâng, într-adevăr, că n-a fost bine, că n-a fost preț, că n-a fost producție, că n-a fost... Eu unul sunt mult mai optimist și cred în ceea ce fac. Îmi plac mult oamenii care gândesc așa și să știți că cei care gândesc pozitiv atrag lucruri pozitive în viața lor. După inima ta, cum să zice. Da, deci să fim mai pozitivi și mai optimiști. Mergeți să vedem culturile. Sigur. Îți mulțumesc tare mult pentru experiența asta minunată. Deja nicio zi nu e ca cealaltă. Nu seamănă cu alta, exact. Da, mulțumită vouă. Ca și în agricultură, niciun an nu seamănă cu... Exact, exact, exact. Și mă bucur tare mult că am ocazia să încerc tot ce aveți voi în parcul vostru de utilaje. Și să cunoașteți cât mai mulți fermieri. Da, da, da. Și știi ce? Mă bucur că pot arăta realitatea fermelor românești așa cum sunt ele. Pentru că sunt fermieri care într-adevăr sunt super dotați, așa cum sunteți și voi, dar sunt și fermieri unde mai este loc de investiții. Și să înțelegem că, de fapt, România are o poză foarte complexă. Da, cu multă muncă și dăruire, pasiune, să ajungi acolo sus unde... Pasiune, vedeți, iar ajungem la cuvântul ăsta, se repetă și este pe buzele fermierilor întotdeauna. Dar nu neapărat în agricultură, cred că în orice domeniu ar trebui să fii pasionat de ceea ce faci. Dacă îți place ce faci, nu simți munca, nu simți oboseală, nu simți nimic. Dacă îți place, să-ți placă ce faci. Uite, eu vreau să-l iau pe Denis să-mi spună el cum se vede agricultura. Sunt foarte curioasă să aflu de la un copil care în clasa 8-a și se pregătește de admiterea la liceu. Este un viitor agricultor. Da, hai să vorbim și cu el. Patricia, ce zici? Putem să mutăm tractorul? Să-l punem așa, aici? Da, puțin mai în stânga. Da, ar fi ok, că suntem mai aproape de grâu și mai avem o perspectivă de pe tractor. Super! Da, da, pot să-l mut eu? Da. A, super! Te pricepi? Da. Nu faci prostii? Nu. Hai să te vedem! Bun! Denis se descurcă, a mai condus tractoare, are experiență, da? Denis este în clasa 8-a, se pregătește de admiterea la liceu. Hai să-l vedem! Este pasionat de tractoare. Păi mă gândesc că l-ai luat cu tine de mic. De mic, da. De la 7 ani. Bravo, Denis! Hai să vedem, ar trebui să dea un pic în spate, nu? Să-l trag aici. Se descurcă. Doamne, ce frumos se vede! Bravo, bravo! Hai că-i sigur pe el, îmi place! Excelent! Hai, hai, vino! Mai! Gata! Super! Ia uite câte insecte! Bravo, Denis! Super! Artist ești! Zim de la ce vârstă conduci tractorul? Dar doar în câmp, da? Atenție, nu pe șosele. De la 12 ani. De la 12 ani? Da. Care e tractorul tău preferat? Asta. Asta? De ce? Este cel mai mare. Așa. Și e pe șenile, se conduce aproape singur. Jucărie, se conduce aproape singur. Hai că stăm la povești, gata, mergem puțin mai în spate să se vadă frumos grâul ăsta, să-l punem și pe el în valoare și începem povestea. Denis, o să te întreb pe tine, cum e pentru tine în agricultură? Cum e să fii copil de fermier? Foarte frumos. Te-am văzut pe tractor, cred că acolo ești în lumea ta, nu? Da. Îi mai ajuți pe mecanizator sau vii doar așa de distracție? De multe ori îi ajut. Când sunt în pauză de masă, mai conduc eu ca să mănânce. Le ține locul. Când așa mai obosesc, îi mai... O jumătate de oră, o oră. Le lași lor o pauză. Da. Păi, cred că te iubesc pentru chestia asta, nu? Da, Denis este îndrăgit. Plus că terminați și repede. Cătălin, spune-ne de când îl iei în tractor? De foarte, foarte, foarte mic. Nu știu, cred că avea 4-5 ani. Adormea în combină, în tractor. Se urca în tractor, pleca de acasă cu mecanizatorul. Și după o oră mă suna, vino și el că a dormit. Ăla era leagănul tău, nu? Da, la combină. Da. Ce le-ai spune tu colegilor tăi, copiilor de vârsta ta despre agricultură? Este unul foarte frumos, poți să asculți păsările, să vii pe câmp, să te uiți la cultură. Este mult mai frumos decât să stai la calculator, să vii pe câmp, să te uiți, să iei aer. Nu te plictisești? Când sunt aici, nu. Când ești aici, nu. Când este la Alexandria, da. Da. Stă și pe calculator. Dar știi ce aș vrea să ne mai spui? Dacă tu consideri domeniul ăsta un domeniu de viitor în care merită să investești? Da. Este un domeniu de viitor. Dacă de ce? Nu se face agricultură, nu mai avem ce să mâncăm. Hrană. Hrană. Totul depinde de agricultură. Da. Da. Îmi spuneai mie că ești foarte încântat de tractorul ăsta, că este foarte valoros. Ce spui tu de el? Uite, ce le-ai spune copilor despre tractorul pe care tu îl iubești cel mai mult? Ei își doresc foarte mult Lamborghini, Huracan, Urus, iar eu am tractorul ăsta care valorează mai mult decât amândouă. Așa. Bine cu el. Bun, bun, bun. Deci, practic, tu ai deja Lamborghini. Și acest tractor va produce bani. Un Lamborghini este doar o cheltuială. Exact, da? O cheltuială. A, uite, tata spune ceva foarte important acum și chiar ar fi bine să ții minte. Întotdeauna un tractor, un utilaj, este o investiție care îți va aduce profit, venit. Da? Exact. Pe când o casă, o mașină, doar cheltuie bani, da? Îți scoate bani din buzunar. Nu-ți aduce. Exact. Și acum dacă o să preiei ștafeta la un moment dat, este foarte bine că tu nu o iei de la zero. Să conștientizezi și treaba asta. Hai să facem un exercițiu așa de imaginație. Cum vezi ferma ta peste 10 ani? Cât de tehnologizată va fi? Cu siguranță o să avem și drone. Drone de erbicidat. Da? Te gândești? Da. Dar asta e viitorul. Elicopter. Elicopter? Da. Îți dorești un elicopter? Am văzut la mai mult. Așa. Tractoare electrice. Tractoare electrice. Tractor autonom. Tractor autonom. Singur. Fără mecanizatori. Exact. Eu sunt da, asta e viitorul. Încet, încet. Da. Asta e viitorul. Te-ai jucat vreodată pe simulatoare, pe jocuri dintre astea care simulează viața într-o fermă? Exact asta face zi de zi. Serios? Am intuit, n-am știut, chiar n-am știut. La Alexandria... Asta faci? Da. Exersezi. Da. Exact. Are ferma lui acolo, are utilajele lui. Și acolo în joc, cum devii eficient? Cum îți crești producția? Ce trebuie să faci? Ce urmărești? Hai că poate învățăm și noi din jocurile alea. Cumperi pământ mai mult. Da. Deci primul lucru trebuie să cumperi teren, pământ. Da, terenul. Așa. Ca să poți să produci, după aia să cumperi utilaje. Cam viața reală. Exact. Da. Numai că e mult mai ușor. E la un click distanță, ți-ai cumpărat tractorul și dormi liniștit. Da. Acolo plouă tot timpul, se recoltează tot timpul. La asta m-am referit. Poate nu plouă, anul ăsta producție mai mică. Da. Acolo ai mereu. Niciuna nu seamănă cu altul în viața reală. Cum e România, așa, într-o frază scurtă? România este o țară foarte frumoasă și de viitor. Super, foarte pozitiv. Mulțumim pentru și noi vă mulțumim. Povestea voastră de viață, pentru experiența minunată, pentru un tractor fabulos. Și este pentru prima dată când facem un interviu. Da. Pentru toate există un început. Da, și am vrut să începem, da. Să începeți, exact. Foarte bine, sunteți deschiși la nou, asta înseamnă. Da. Mulțumesc tare mult, să aveți parte și de recolte bogate anul ăsta. Să dea Dumnezeu să fie bine la toată lumea. Pe data viitoare, dragii mei. Ce-mi doresc eu mie, la toată lumea. Așa să fie. La revedere! Pentru drumul de întoarcere la fermă l-am avut alături de mine pe Denis, care, văzându-mă la volanul jucăriei lui, a avut grijă să mă ajute, să mă sfătuiască în manipularea tractorului, iar pentru asta îmi era atât de drag de el. Îl văd exponentul unei generații care, dacă este canalizată pe un făgaș corect, va avea doar de câștigat. A înțeles de la o vârstă fragedă ce are de făcut, de unde și cum vin banii, în ce trebuie să investești, așa că cele mai importante lecții de business sunt deja trecute și trăite din plin, alături de tatălui. Și gata, mergem și noi mai repejor. Să folosim și accelerația de mână. Da, folosim și accelerația de mână. Ia zi, cum sunt vacanțele tale? Pe câmp. Pe câmp? Da. De dimineață până seara? Da. De obicei, de vară, mereu suntem aici. Le povestești colegilor tăi cum este la tine în fermă? Ei au dus vreodată în câmp? Nu. Dar mai ai colegi care sunt copii de fermieri? O colegă. Nu știu dacă e ea atât de interesată. Fată. Dar poate dacă ai face așa, să le propui o excursie de o zi la tine în fermă și să le prezinți lucrurile, cred că dacă ar vedea utilajele și să te vadă pe tine conducând, cred că altfel ar sta lucrurile. Cred că le-ai oferi cu tot o altă perspectivă despre agricultură și despre meseria asta de fermier. Acum sunteți într-un moment de pauză, practic. Nu mai avem lucrări. Nu mai aveți lucrări, nu? Da. Ce-ar fi, în perspectivă, ce-ar mai fi de făcut? Dacă apare vreo boală, ceva, să dăm tratament la grâu, la floare, da. Îngrășăminte. Vai, ce frumos se văd dealurile aici, în valea asta. Da. Super, super. Da, înclinația este destul de mare aici. Da, e. Tu ești singur la părinți, nu? Mai ai o soră. Mai ai o soră? Da. Și surioara ta câți ani are? 10 ani. Ei îi place? Așa și așa. Te-a lăsat pe tine. E bine că ești tu în familie și că vei duce mai departe. Da. Și că îți place. Asta e cel mai important, că nu e o chestie impusă de părinți. Că să o lăsăm mai moale, că trebuie să trecem peste un podeț. Da. Care este fix cât este tractorul. E loc. După plimbarea pe la toate culturile, discuția din câmp, o zi plină de filmare, mi-am dat seama că timpul petrecut în cabina tractorului a fost cel mai reconfortant moment. Circulația îmbunătățită a aerului și temperatura confortabilă m-au ajutat să-mi fac chiar și rezumatul săptămânii, relaxată, ca de la birou. Acum, pentru fermieri, avantajele sunt și mai multe. Scaunul cu pivotare se poate roti stânga-dreapta până la 40 de grade, iar când este la treabă în câmp, aplicația de monitorizare John Deere Link spune fermierului în timp real care este stadiul lucrărilor, ceea ce ajută la planificarea și maximizarea timpilor de lucru. Specialiștii spun că prin folosirea sistemului de ghidare AutoTrac și optimizarea parametrilor de lucru, productivitatea poate fi sporită cu până la 14%. Deci tu vrei să dai și la agronomie după liceu? Da. Ce ți-ar plăcea? Să studiezi protecția plantelor sau mecanizare sau ce te tentează? Protecția plantelor mai mult. protecția plantelor. Da. Să știi cum să le protejezi, da, ce să le dai, ce mâncare să le dai, ce îngrășăminte. Da. Mi-a mai zis tata, dar mai mult de văzut. Îți dai seama, te transformi în doctor pe plante. Nu? Trebuie mai întâi să știi să identifici bolile, după aia da, să știi donatorii, ce le dai, în ce condiții, în ce cantitate. Dar o să fie mult de învățat, o să vezi. Dar dacă îți place, nu o să fie complicat. E foarte important să faci ceea ce îți place. Eu asta zic mereu. Și să ducem tractorașul înapoi la mami. Am gustat. Se bucură că ne-am întors. Dacă vrei, poți să-l parchezi. Dar asta cum e? Nu trebuie să lăs aici, că trebuie să-l întorc. Aici să las? Da, că trebuie întors. Așa, și închid. Nu l-o prins, puneți doar pe parcare? Parcare și luați-o așa. Gata. Dragul meu, îți mulțumesc că ai mers cu mine și că am avut experiența asta în tractorașul vostru. Mersi mult! Am spus întotdeauna că este extrem de important ce facem cu copiii cât sunt mici și ușor de modelat. Dragostea pentru agricultură e clar sădită în genă, dar dacă este cultivată și pe timpul copilăriei, la maturitate, legătura cu pământul este ceva firesc, ce nu mai poate fi pierdut. Știți cum face vara? Își pune ceasul să sune, să trezească, să întâmpine băieții și să meargă împreună la câmp. Atât de dornic este. Da, este. Și seara trebuie să fie remunerat. Deci își primește banii lui? Da. Și muncește și primește și are și satisfacție cât financiară, cât și motivația de a munci alături de tatălui și de ceilalți băieți. Cred că îți crește inima să-l vezi așa. Sigur, da. Chiar pentru el e ceva important. Când aude, a avut școala online, era la birou și în momentul când auzea un tractor, cine a plecat? Ce a făcut? Adică nu mai era atent la școală. Avea gândul la băieți și la câmp. Da, pentru el sunt alte priorități. Da. Și totul văzut din perspectiva fermei. Exact, da. Super. A crescut aici alături de băieți, a mers la câmp, știe solele, știe activitățile, gresatul, curățatul, merge pe la încărcare, la descărcare, sub supravegherea băieților, bineînțeles. Dar învață în fiecare zi. Aveți de ce să fiți mândri. Siguranță, da. Avem aici o lecție de viață, de educație, clădită pe principii sănătoase, cu o gândire pozitivă, care, iată, aduce acestei familii doar beneficii.